Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. Începem seria emisiunilor de dezbatere electorală aici la Tele3 într-un context deloc fericit pentru toți românii, pentru toată planeta, dar pentru noi este un moment special pentru că discutăm despre alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie. 5 deputați de la Gorj și 2 senatori vor da gorjenii, vor alege gorjenii să ne reprezinte în Parlament. Veți alege dumneavoastră, practic, să ne reprezinte în următorii 4 ani în legislativul României. În condiții speciale începem dezbaterile din această seară la Tele3, în condiții de distanțare socială. Practic facem emisiunile în două studiouri diferite. Invitații mei sunt la 10 metri distanță și așa o să se deruleze toată campania electorală, toate emisiunile de la Tele3 din această perioadă, pentru că suntem în pandemie și situația nu este deloc una îmbucurătoare. O să vă și explic datele zilei la Gorj astăzi. Invitații mei din această seară, domnul Ștefan Ghimiș, candidatul Partidului Verde pentru Senatul României. Bună seara, domnul Ghimiș. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Andrei Udriștoiu, candidatul Partidului Mișcarea Deputaților pentru Camera Deputaților, pentru un post de deputat. Bună seara, domnul Udriștoiu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Partidul Mișcarea Populară, cum am zis? Așa am zis? Sunt emotiv pentru că nu îi văd pe invitații mei, sunt după camere și văd și cu întârziere pe transmisiunea de aici, pentru că eu nu am un monitor. Sper că mâine seară să avem un monitor de control și pentru moderator. Cu mine, dacă vă descurcați cu măruță, o să aveți probleme. O să începem foarte pe scurt. O să vă explic care este situația la Gorj în privința infectărilor cu COVID-19 și care este incidența astăzi la Târgu Jiu și în județul Gorj, și după aceea o să discutăm pe larg cu invitații mei din această seară. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, astăzi au fost înregistrate practic 43 de noi cazuri de îmbolnăvire în județul Gorj în ultimele 24 de ore și 1269 de gorjeni sunt în carantină la domiciliu sau în locația pe care au declarat-o. Și un deces, bineînțeles, este vorba de un bărbat în vârstă de 37 de ani, comorbiditate, doar obezitate, gradul 2. Este vorba de un ofițer de poliție, ați văzut știrea pe toată presa, în toată presa locală, iată, 37 de ani și la comorbidități, obezitatea de gradul 2 și atât. Ceea ce este extrem, extrem de îngrijorător. În spital, situația se prezintă astfel. Imediat vă citesc date oficiale pe care le primim zilnic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Astăzi, în locația de la Pasarelă, sunt 67 pacienți confirmați cu COVID-19, numărul total de paturi disponibile 74, deci mai sunt 7 locuri la Pasarelă la ora la care ne-a trimis spitalul acest comunicat. 11 pacienți la nivelul compartimentului de terapie intensivă,
Numărul total 4 disponibilă, 12, deci un singur loc mai era astăzi la orele prânzului la terapie intensivă la Pasarelă. În locația spitalului de pe strada Tudor Vladimirescu, 4 pacienți suspecți izolați la nivelul secțiilor, numărul total de paturi disponibile 9, deci 5 locuri, 2 pacienți suspecți la nivelul izolatorului, secție de terapie intensivă, numărul total de paturi disponibile 2, deci 2 paturi și acestea erau ocupate. În locația de pe Progresului la Spitalul 700, așa cum este mai cunoscut, 11 pacienți suspecți internați în zona tampon, numărul 4 disponibile 23. 5 pacienți suspecți la nivelul izolatorului secției de terapie intensivă, numărul total de 4 disponibile 5. Deci erau ocupate 100% paturile din zona secție de terapie intensivă de pe Progresului și imediat vă spun și situația personalului de la spital infectat cu SARS-CoV-2. Un angajat depistat în data de 8-11, 20 de angajați pozitivi în ultimele 14 zile, 3 sunt internați, restul fiind în izolare la domiciliu. Se arată într-un comunicat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Vă spuneam că situația nu este deloc, bună, optimistă. Nu sunt semne bune pentru că incidența la nivelul municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj, imediat vă spun dintr-un comunicat oficial al instituției prefectului județului Gorj, imediat, la nivelul județului Gorj, 1,82. 1,82 la 1000 de locuitori, indicele de incidență la 14 zile. În municipiul Târgu Jiu a crescut foarte mult. De la ultima raportare este 3,35 cu 317 cazuri. Imediat vă spun cât a fost în data de 5 în ultima raportare. Iată, Târgu Jiu avea 294 de cazuri, practic cu 23 mai mult și incidența era 3,10. E complicată situația. V-am citit toate datele. Acestea sunt toate datele oficiale cu privire la evoluția infectărilor cu COVID-19 la nivelul județului Gorj, decese, numărul de locuri din spitale, numărul de locuri din secțiile de terapie intensivă, incidența la nivelul județului Gorj și a municipiului Târgu Jiu. Sunt și alte localități cu o rată de infectare destul de mare. E alarmant ca și indice, însă nu extraordinar ca și de mare, ca și număr de infectări. În acest context începe campania electorală care se va finaliza exact peste o lună de zile înainte de data de 6 decembrie, când vor avea loc alegeri parlamentare. Domnilor, vă rog, dacă doriți să comentați acest context în care, iată, încep dezbaterile pe, cele mai importante teme care să vă propulseze în Parlamentul României. Din punctul meu de vedere, aceste două dintre temele importante vor fi situația în care se află România și județul Gorj în ceea ce privește infectările cu COVID-19 și complexul energetic Oltenia. Vă rog, domnule profesor Ghimiș. Am ascultat un comunicat de front, suna așa, ca o stare de război și suntem într-un război până la urmă, pentru că e o situație cu care cu siguranță nu ne-am mai confruntat nici noi,
poate nici lumea, sau cu siguranță nici lumea. Depinde acum de fiecare dintre noi să vedem cum reușim să trecem de situația asta și cum reușim să trecem cu cât mai puține pagube și victime. Dar ca într-un război sunt importanți conducătorii, sunt importanți și soldații, suntem importanți fiecare dintre noi, pentru că trebuie să ne asigurăm că putem să trecem peste această pandemie. Dar, încă o dată, important sunt conducătorii noștri, pentru că armata cu siguranță are nevoie de un lider și un conducător care să treacă peste. Și lucrurile ăștia le resimțim noi, cel puțin în România, pentru că, deși din primăvară a apărut această pandemie și am trecut peste primul val și ne așteptam atunci că va veni în toamnă un nou val, pentru că toată lumea spunea, da, o să vină, se relaxează, vara o să treacă și o să fie mai puține cazuri, iar în toamnă va veni un nou val. Toată lumea știa, dar am constatat că a venit toamna și nu s-au găsit foarte multe soluții de a trece mai ușor peste acest val. Au fost la fel situații în care deciziile la nivel guvernamental au fost luate în contradictoriu, au fost situații în care au fost luate decizii ținând cont de contextul alegerilor locale din septembrie, pentru că totuși să deschizi școala la 15 septembrie, pentru că asta și ăsta este un subiect pe care putem să-l discutăm în contextul pandemiei, să o deschizi la 15 septembrie pentru a da, eu știu, liber către alegerile din 27 și s-o închis acum în aceleași condiții, deși atunci spuneai că da, s-a deschis școala și iar unitățile școlare vor lua decizia în funcție de numărul de cazuri din localitățile respective. Poate și spune cineva acum de ce într-o localitate care nu are niciun scad de caz de COVID se închide școala, mai ales că localitățile respective sunt izolate și mai ales că în localitățile respective copiii chiar sunt pierduți pentru educație. Cred că totuși decizia de astă vară, în care spuneau da, trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina apariția pandemiei și apariția lupta asta cu COVID-ul, trebuie luată punctual pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare localitate în parte. Gorjul încă nu este în situația super gravă, adică suntem totuși mai puțin, suntem sub 3% la nivel de județ, Târgu Jiu este peste 3%, dar oricum încă suntem în zona controlabilă, deși numărul de locuri din spital libere nu ne-ar indica lucrurile astea. Eu sper ca totuși să găsim și guvernanții noștri să găsească cele mai bine soluții și să nu le ia ținând seama că pe 6 decembrie vom avea alegeri. Pentru că nu ar fi normal și nu cred că măsurile respective ne-ar conduce către un rezultat pozitiv. Da, domnul Dristoiu, vă ascult opinia. Din păcate, din punctul meu de vedere, greul de-abia acum începe. Într-adevăr, a fost o perioadă de relaxare pe timp de vară, toată lumea a fost la mare, am văzut aglomerație, nu s-au respectat nici minim acea de distanțare socială, din punctul meu de vedere, iar acum tracem consecințele. E de-abia început de iarnă, luna noiembrie, cu siguranță se vor întâlni în luna decembrie, familii, vine Crăciunul, unii vor veni din alte orașe acasă, vor petrece sărbătorile cu părinții și cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că indiferent de măsurile pe care guvernul le impune, fie că sunt bune sau mai puțin bune, noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Asta e cea mai importantă, de noi și de familiile noastre. Iar până nu de mult, cei de vârsta mea, cei mai tineri, nu erau deloc speriați de acest COVID-19, pentru că se anunțase așa oarecum că acest COVID are efecte atât de grave asupra persoanelor vârstnice, persoanelor cu boli grave. E, uite că nu e atât de simplu. Și vedem că avem, din păcate, decese a unor persoane de 30 și ceva de ani, persoane la 40 de ani, părinți tineri, fără afecțiuni atât de grave de sănătate. Adică, ce discutam și înainte de emisiune, cu un nivel de obezitate sau pur și simplu un ficat gras, nu știu, o problemă la inimă, nimic, astfel încât să te aștepți ca pe o perioadă destul de scurtă de timp să ajungi la un deces. Deci, din păcate, noi avem frânghia în mână și trebuie să realizăm cu toții că sănătatea e pe primul loc. Bineînțeles, cred că activitatea economică trebuie să continue, trebuie să ne desfășurăm cu toții activitățile în continuare, trebuie să mergem la muncă, copiii ar trebui să meargă la școală acolo unde este posibil și ajungem la punctul acesta sensibil de învățământ, de educație. Și așa cum a spus și domnul profesor mai devreme,
Problema e că noi n-am digitalizat deloc învățământul. COVID n-a apărut luna trecută, n-a apărut în august sau în iulie, a apărut undeva luna martie și în România, cred începutul lunii aprilie. Am pierdut jumătate din anul școlar trecut și se pare că deja și jumătate din acest an școlar 2020-2021, din punctul meu de vedere, este compromis. Lipsurile se vor simți cu siguranță pentru acești copii, poate nu acum, dar peste 1, 2 sau 3 ani de zile vor întâmpina probleme și vinovați nu sunt ei, suntem noi și întregul sistem din România. Cred că a fost o perioadă de timp în vacanța de vară în care autoritățile ar fi putut să achiziționeze tablete, vorbeau de table inteligente, ați văzut că s-a pus la dispoziția primăriilor și a instituțiilor, a inspectoratelor și un buget care, din ce am citit eu, s-a și terminat în primele două zile de când finanțarea asta a apărut. Deci banii nu sunt suficienți. Acolo noi ar trebui ca și guvern să lucrăm mai mult, să venim cu bani suplimentari și să asigurăm copiilor tot ce au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în mediul online. Pentru că mulți îmi spun, unii copii poate dețin dispozitive, smartphone cel puțin sau un laptop acasă, dar sunt familii în care sunt 2 sau 3 copii și aceștia țin orele simultan. Nu cred că suma asta e atât de mare pentru noi ca și stat român, încât să nu ne putem permite achiziționarea unor echipamente pentru acești copii. Știm bine că din 1990 și până acum s-au risipit la bani publici așa pe, nu știu, asfalt inexistent, pe investiții, pe poduri care după 2 ani de zile au trebuit reconstruite, bani plecați din România, defrișări masive. În schimb, se pare că acum când chiar e nevoie de o investiție pentru copii, nu suntem în stare să o facem și copiii sunt viitorul. Fără educație, viitorul nu sună deloc bine. Da, iată, aveam mai multe comentarii, dintre care unul exact pe subiectul deschis de dumneavoastră. Cui mai arde de alegeri? Serios, școală online, sănătate offline. Cred că ăsta va fi titlul nostru pentru acest început de campanie, dacă ne permite doamna Adina. Chiar așa, școală online, sănătate offline. Cam la asta se rezumă. Ne așteptăm cu toții, cred, la o prezență destul de scăzută la vot față de alegerile locale. Comparăm aceste două tipuri de alegeri și cred că va fi undeva o diferență de 7-8-10% mai mică prezența la vot de această dată. Unii poate de teamă, alții nefiind atât de motivați, nefiind alegerile locale, primarul comunei respective sau orașului, dar românii trebuie să realizeze totuși că, bineînțeles, păstrând distanțarea și toate măsurile necesare, aceste alegeri ne dau practic viitorul guvern și practic ne dirigează către următorii 4 ani de zile, ne croiește drumul până în anul 2024 și sunt alegeri foarte importante pentru noi toți românii. Vă citesc continuarea mesajului și vă rog și pe dumneavoastră, domnule profesor. Deci chiar credeți că oamenii mai au timp să ascultă promisiuni? Pentru că 30 de ani doar asta au înghițit românii. Până la urmă, de fapt, care este problema noastră reală? Sănătate, școală și siguranță. Mai e timp pentru alegeri? Corect. Ascultătorii noștri sunt mai... ancorați și pot să spună lucrurile poate mai direct decât poate le-am putea spune noi la televizor, deși cred că a venit timpul să spunem lucrurilor verde în față, cel puțin sunt reprezentantul Partidului Verde și cam asta e sloganul nostru. Cred că din punctul nostru de vedere alegerile din 6 decembrie cred că puteau fi puse într-o paranteză. Adică nu mi se pare normal ca toată activitatea, totul se pune în paranteză, totul poate înceta, de la școală, la activitate, la piețe, la totul se poate închide, cu o singură excepție. Alegerile din 6 decembrie, motivându-se că democrația este mai presus de toate și că democrația trebuie apărată, iar alegerile reprezintă, evident, o modalitate de exprimare a democrației. Nu neg lucrul ăsta, dar dacă se vor duce la vot... cu siguranță mult mai puțin decât în septembrie și eu estimez că nu se va depăși 35%, procent cel puțin în județul Gorj, cum va mai arăta cât de legitim va fi parlamentul respectiv? Pentru că totuși un parlament ales sub 35% sau sub 30%, că te poți aștepta la orice în decembrie, ce legitimitate va avea? Chiar dacă va avea un partid de 50% sau 60% sau 70%, dar că îl obții din foarte puțin nu înseamnă nimic. Iar mi se spune tot timpul la televizor că perioada asta sunt alegeri în America și au fost alegeri în America. Și ni se dă exemplu, da, America poate, noi de ce nu putem? Da, dacă ne uităm în America, peste 70% din voturile exprimate în America au fost date prin corespondență.
Nu mi-aduc aminte ca în România să se poate vota prin corespondență încă. Deși cred că perioada sau în sfârșit timpul ăsta chiar puteau să pregătească și lucrul ăsta din martie când a apărut pandemia, măcar pentru situația de pandemie. Da, în America s-au votat 140 de milioane, 145 de milioane, 100 de milioane au fost prin corespondență. Și atunci nu sunt chiar atât de similare lucrurile. Iar comparând tot timpul ce se întâmplă, putem face alegeri pentru că în America s-au făcut, dar închidem școlile, deși Europa nu le închide. Sau închid din ce în ce mai foarte multe țări care nu au situația noastră, sunt o situație mult mai gravă, nu închid școlile. Totul se pune în paranteză și totul se poate închide cu o singură excepție. Sper să totuși ca lucrurile să nu fie, să nu ne coste atât de mult alegerile respective, iar în decembrie totul să trecem peste ele, evident încercând să păstrăm democrația și încercând să ne exprimăm dreptul la vot, pentru că de acord, pentru votul sau de votul din 6 decembrie depinde viitorul nostru timp de 4 ani. Da, acesta este, aceasta de fapt este motivația pentru care nu s-au amânat alegerile din 6 decembrie, democrația. Însă democrația mai putea aștepta 3 luni până la finele lunii martie, așa cum prevede legea că pot fi prelungite mandatele de parlamentari, pentru că vedem o evoluție incredibilă a infectărilor în România cu peste 1000 de cazuri pe zi, ceea ce dacă în contextul noilor restricții nu se reduce acest număr, nu va fi tocmai bine la data alegerilor, iar procentele pe care le estimați dumneavoastră ca și prezență sunt unele optimiste. Din punctul de vedere al PMP, era bine să fie amânate alegerile, domnul Diștoiu? Punctul nostru de vedere a fost clar, că alegerile trebuie să aibă loc fie ca acum în luna decembrie, fie o amânare de maxim 3 luni de zile, așa cum prevede legea, dar e clar că Parlamentul trebuie să fie legitim și știm foarte bine ce s-a întâmplat și în acești 4 ani de zile de guvernare, cred că opțiunea românilor s-a schimbat radical asupra votului. În niciun caz nu cred că majoritatea din actualul Parlament va mai putea constitui și o viitoare majoritate în următorii 4 ani de zile. Așa că, într-adevăr, românii trebuie să-și exprime dreptul la vot. Așa cum spunea și domnul profesor, votul prin corespondență. PMP a cerut de mai multe ori, prin proiecte inițiate, votul prin corespondență înainte chiar de această pandemie. Și acum era momentul în care noi, ca și Parlament și Guvernul, bineînțeles, să-l pună pe masă cetățenilor și să-l punem în practică, pentru că era momentul în care toți românii își puteau exprima într-un mod corect votul, având grijă de ei, de familia lor și de sănătate, bineînțeles. Dacă nu, acum, nu l-am pus acum pe masă, nu știu când votul prin corespondență se va mai implementa în România. Ăsta cred că era momentul potrivit pentru noi ca și popor să o facem. Am văzut că în America au votat destul de multe persoane. În România, într-adevăr, procentul va fi mult mai scăzut față de alegerile locale al persoanelor care vor merge la vot. Și aici se pune problema cât de legitim va fi următorul parlament. Eu n-aș putea să încurajez niciodată pe nimeni să nu meargă la vot și cu siguranță să încurajez toate persoanele pe care le cunosc să-și exercite acest vot, ținând cont de importanța lui asupra României pe următorii 4 ani de zile, dar mare, mare atenție la toate măsurile de precauție. Eu am sfătuit și la alegerile locale să meargă cu măști, să meargă cu mănuși, chiar în mână să se dezinfecteze mereu pentru că se transmite atât de ușor virusul ăsta și văd foarte multe persoane purtând măști săptămâni și săptămâni întregi, aceeași mască și până la urmă ne mirăm de ce numărul de cazuri crește. Păi dacă noi purtăm o mască doar pentru că ne impune guvernul, nu cred că e o soluție ca pe termen lung să cifrele să scadă și să avem cât mai puține cazuri. Cred că ar trebui să avem grijă noi de noi înainte să ne lăsăm pe mâna guvernanților. Dacă o să ne lăsăm pe mâna politicului, am văzut ce au făcut cu țara asta timp de 30 de ani, în ce hal au adus-o și dacă ne-am lăsat pe ei acum și sănătatea noastră tot în mâinile lor, sunt convins că rezultatele n-ar fi tocmai bune. Da, indiferent ce considerăm noi până la urmă, alegerile vor avea loc pe data de 6 decembrie și cred că despre asta ar trebui să discutăm mai mult, să vedem ce putem face, cum putem să mergem la vot și să avem grijă de sănătatea noastră în același timp și cum, bineînțeles, să alegem corect,
persoanele care credem noi că ne pot reprezenta cu adevărat în Parlamentul României și pot să facă ce e mai bine pentru județul nostru, că întotdeauna au doar pentru România, dar în România este și județul Bihor și județul Vaslui și cred eu că persoanele care te reprezintă acolo pot să influențeze soarta județului respectiv. Da, e complicată situația. Încă o dată, poate repet de prea multe ori acest lucru. V-am expus și situația infectărilor din spital și tocmai în acest context s-a propus scoaterea la concurs a unor posturi de medici, de cadre medicale, cât mai rapid, pentru a suplimenta până la urmă numărul personalului din secții, pentru că se întâmplă lucruri în fiecare zi. La presă ajung la noi, la jurnaliști, ajung informații cu privire la neimplicarea cadrelor medicale. Din păcate, trebuie să o spunem, poate vor considera medicii, asistenții, că doamne, ne atacă presa sau... Dar lucrurile chiar așa stau. O să vedeți și ce s-a întâmplat azi noapte în Spitalul de Județean de Urgență Târgu Jiu. O să citiți în presă în această seară, în această noapte. Sunt lucruri de neimaginat într-o țară în care s-au cheltuit bani mulți în sănătate în perioada asta și lucrurile nu s-au rezolvat. Sau cel puțin asta ne arată cazurile acestea de neimplicare. Unii oameni mor, sunt momente de lentoare. Înțeleg, probabil personalul este obosit, este epuizat, însă atunci când e vorba de viața oamenilor, nu există scuze. Nu există nici măcar o scuză. Da. Bine, văd. S-a lansat așa în spațiu public. Nu știu cine încearcă să ne facă agenda publică ca să schimbăm registrul. Registrul în această seară. Numai, deși, iată, nu putem, pentru că acum 7 minute a apărut o altă știre cu privire la incidența cazurilor de infectare în Gorj. Noi restricții în 2 orașe și 5 comune din Gorj. La Turceni și la Novaci, indicele a sărit de 1,5 la 1000 și în comunele Bumbești, Piții, Câlnic, Schela, Plopșorul și Crazna este mai mare de 1,5 și așadar măsuri suplimentare în aceste localități, măsuri pe care le știți, se permite activitatea cu publicul operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare, consum, nu știu ce, produselor alimentare, adică cafenele, baruri și așa mai departe, 30%, dar doar în intervalul 6-23. Activitatea, așa cum vă spuneam, în aceste localuri e posibilă cu respectarea măsurilor și imediat vă spun, începând cu data de mâine, de la ora 0, potrivit unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici așa, în spații de tipul restaurantelor și cafenelor în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul 6-23 și imediat... Să vedem ce mai e important pe aici. Da. Au fost reanalizate măsurile stabilite pentru localitățile decise prin o hotărâre din 26 a 10-a, în fine.
iată, apar noi astfel de situații. Bun, părăsim acest subiect și vă propun un alt subiect, domnilor, un subiect care a apărut astăzi. E o chestiune de interes pentru Târgu Jiu, dar trebuie să o comentăm și noi aici la Tele 3. Astăzi a fost făcută o propunere pentru funcția de city manager al orașului Târgu Jiu, adică administrator public, mai exact. Propunerea a fost făcută de primarul municipiului Târgu Jiu, nu mai este nevoie de concurs conform noilor reglementări, și așa că doamna Ramona Nodea, care a fost angajată până acum, șefa cabinetului primarului, este noul city manager al municipiului Târgu Jiu, iar cei doi viceprimari au atribuții pe coordonarea direcției tehnice, domnul Bogdan Bejinaru, și direcția de cultură evenimente, domnul Gabriel Coica. În contextul în care municipiul Târgu Jiu are doi viceprimari, domnilor invitați, era oportun, eu știu, desemnarea, numirea unui administrator public. Din banul public, bineînțeles că se poate face orice și putem să venim cu cât mai multe persoane angajate în instituțiile de stat, mai ales în timp de pandemie, când vorba aia totul se face mult mai ușor, angajările se fac așa cum se fac, fără concursuri, prin numiri directe. Din punctul meu de vedere, pentru că am și fost câteva luni de zile consilier local, nu cred că e nevoie să aducem personal pentru primăria municipiului Târgu Jiu nou, deoarece, așa cum a spus-o și noastră, avem un primar în funcție, avem cei doi viceprimari, avem o nouă majoritate în Consiliul Local, o majoritate lejeră care își poate face treaba de aici înainte și sper să o și facă pe 4 ani de zile. Adică după cei 4 ani de zile când vom trage linie să vedem într-adevăr realizările și schimbarea acestui oraș, pentru că de 20 de ani parcă batem pasul pe loc. Dar încă o dată, din bani publici mereu se poate face orice. Fiind și în Consiliul Local, mereu am votat chiar și împotriva măririlor de salarii, chiar și împotriva acordării unor sporuri, chiar și pentru poliția locală. Cred că trebuie să gestionăm puțin aceste instituții care sunt ale noastre, ale cetățenilor fiecărei localități, cu mai multă responsabilitate, adică să o privim ca pe propriul nostru business, să vedem ce putem face să fim mai productivi pentru comunitatea noastră. Bine ar fi ca prin angajarea acestui city manager să se relaxeze puțin, nu știu, primarul, viceprimarii, și să alerge mai mult după investitori, să vină cu mai multe proiecte pe masa consilierilor locali și ele să se și implementeze. Într-adevăr, sunt orașe mari care au city manager și rezultatele n-au întârziat să apară. În schimb, știu că sunt și orașe acolo unde au mai angajat și city manager și au mai angajat primarii și consilieri personali, au mai avut și viceprimari. Au angajat în primărie atât cât le-a permis legea, pe acea organigramă, numărul maxim de persoane, și rezultatele au întârziat să apară până în ziua de astăzi. Sper să nu ne trezim peste următorii, după acești 4 ani de zile, că suntem tot acolo, cu număr mai mare de angajați, cu salarii mai mari, cu bani cheltuiți din bugetul local. Da. Nu știu cum ar trebui să comentăm noi, că până la urmă timpul le va arăta pe toate, ne le aranjează și cetățenii vor vedea dacă într-adevăr vor exista realizări sau nu vor exista realizările pe care cu toții ne le dorim în Târgu Jiu. Da, vă și spun motivația domnului primar, bine, dintr-o declarație mai veche, la nici 2 luni după ce a fost ales primar al municipiului Târgu Jiu, în septembrie 2017 a încercat să pună un city manager, însă majoritatea din Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu de la acea vreme a votat împotriva unui proiect de hotărâre inițiat în sensul ăsta, și primarul Romanescu declara atunci că are nevoie de un administrator public pentru a atrage mai multe fonduri europene în oraș și că dumnealui ar fi degrevat de anumite sarcini și ar putea avea mai multe contacte cu administrația centrală. Vi se pare în regulă această argumentație, domnule profesor? Poate, că la momentul ăla, să zicem, avea o explicație. Avea un consiliu ostil, cel puțin așa,
spunea, avea doi viceprimari care nu erau din partid cu dânsul și să zicem că în momentul ăla spunea, da, am nevoie de un om pentru că în primărie nu mă înțeleg cu consiliul și cu viceprimarii. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Are un consiliu care este PNL, are doi viceprimari pe care și-a pus, unul de la PNL, unul de la Pro-România, dar sunt viceprimari agreați de domnul primar. Prin urmare, motivația aia de atunci că nu poate să delege sarcinile nu mai ar sta chiar atât de mult în picioare. Acum am constat că nu numai că a numit un city manager, dar acel city manager reprezintă, practic înlocuiește primarul în momentul în care primarul nu este în localitate. Ceea ce înseamnă că practic a numit un primar și practic a delegat totuși atribuțiile viceprimarilor unuia dintre cele doi putea să numească, pentru că până la urmă acei viceprimari totuși au fost aleși de către urbe, au fost aleși de cetățeni, au un vot în spate. Totuși, pe perioada, dacă pleacă în concediu de domnul Romanescu o lună de zile, pe perioada respectivă orașul este condus de o persoană care nu a fost aleasă de nimeni, nu a avut niciun vot în spate. Aș putea să mai întreb încă o dată de ce anul trecut trebuia concurs și trebuia aprobare și acum s-a făcut prin decizie. Nu cred că s-a schimbat legea între timp. Am înțeles că a primit o hârtie de la ministerul care acum are un alt ministru conducător, dar totuși legea cred că este aceeași și nu ar trebui să o interpretăm de fiecare dată cum bate vântul și interesele fiecăruia. Iar dacă vorbim de banul public, cred că totuși ghilimele ne trebuiau puse foarte bine, pentru că totuși nu putem face ce vrem cu banul public și trebuie să asigurăm transparența cheltuielilor pe care le face o autoritate publică. Și cred că societatea civilă acum, corect, e o situație în care cu pandemia asta nimeni nu se mai uită la nimic și atunci toată lumea poate să facă cam ce vrea cu banul public. Și de multe ori așa se întâmplă, deși chiar acum ar trebui să dovedească că sunt conducători și chiar ar trebui să facă să realizeze ceva pentru orașul, pentru comuna, pentru județul pe care îl conduc. Cred totuși că societatea civilă trebuie să facă presiune pentru a asigura transparența cheltuielilor din fiecare unitate publică, pentru că așa este normal, așa este firesc, iar conducătorul respectiv trebuie să știe că cineva îi monitorizează și nu trebuie să cheltuiască chiar banii după bunul plac. Da, iată, nici Timișoara sau nici măcar Capitala nu are un city manager, ne spun telespectatorii noștri. Da, vedem în zilele următoare care este argumentația domnului primar Marcel Romanescu. Bun, domnilor, din punctul meu de vedere, iată, toată lumea bate în aceste zile monedă pe planul de restructurare al complexului energetic Oltenia, că în jurul acestui complex energetic se învârte, practic, viitorul Gorjului, viitorul acestui județ. Apar documente și scenarii în spațiul public. În situația în care ni s-a spus în ultima vreme că acest plan de restructurare, parte din el, este secret. Din ce a apărut acum în spațiul public sunt trei scenarii, din punctul meu de vedere, incredibile și o să vi le spun pe scurt și după aceea vă rog să comentați. Unul este închiderea imediată a companiei energetice, în contextul în care, bineînțeles, nu este aprobat planul de, nu primește aviz la Comisia Europeană planul de restructurare și reorganizare a complexului energetic Oltenia, planul de restructurare și decarbonare, îi zice în mod oficial. Un alt scenariu se referă la închiderea acestei companii până în 2025, iar cel de-al treilea scenariu, unul optimist, funcționarea companiei, dar rămânerea la 4.400 de salariați până anul 2030, adică peste 10 ani, față de peste 12.000 câți are
complexul energetic Oltenia acum. Acestea sunt cele trei scenarii. Din punctul meu de vedere, încă o dată, din cauza pierderilor acumulate în ultimii ani, trebuie să le spunem oamenilor, și pentru faptul că CEO a solicitat un ajutor de sprijin sub forma unui împrumut în valoare de 251 de milioane de euro pentru plata acelor certificate de carbon, de CO2, cum auziți pe toată lumea, și din cauza că nu are capacitatea de a rambursa împrumutul, au fost avansate trei opțiuni la Comisia Europeană pentru a fi avizate. Și le repet foarte pe scurt, plan de lichidare pentru CEO, adică lichidarea într-un timp rezonabil, fără niciun ajutor suplimentar, acesta este planul A. Planul B, de a comunica un plan de restructurare și, așa cum vă spuneam, de a închide totul în 2025, fără implementarea niciunui plan de investiții, fără nimic, închiderea capacităților, practic, de producere a energiei din 2025. Și un plan optimist, așa cum ziceam, de implementarea unui plan de investiții despre care s-a tot discutat în spațiu public, adică de trecerea unor grupuri pe gaze, de construirea unor parcuri fotovoltaice și așa mai departe. Domnilor, unde credeți că se va ajunge? Se așteaptă cu înfrigurare avizul Comisiei Europene în cazul complexului energetic Oltenia. Vă rog, domnul Odriștoiu. Credeți că ar trebui să alegem noi una dintre cele trei variante? Cu siguranță știți că am alege varianta C, dar cred că aceasta va și fi varianta finală. Nu cred că complexul energetic Oltenia își va închide porțile într-un an, 2, 3 sau 5 ani de zile, dar cu siguranță, și spun asta de când m-am implicat în politică de 5 ani de zile, cred că CEO va rămâne cu un număr de 3-4 mii de angajați după 10 ani de zile. Și asta trebuie să înțeleagă toți locuitorii acestui județ. Eu personal sunt sătul de gogoșile vândute de politicieni în ultimii 30 de ani, pentru că am văzut zeci, sute perindându-se pe la televizor cum vor salva și ce vor face pentru județul ăsta, dar s-a adeverit că complexul energetic Oltenia a fost doar o vacă de mulți așa pentru toți, rând pe rând, știm cu toții ce business-uri au fost aici și cum a ajuns complexul energetic Oltenia la aceste pierderi. Împrumutul făcut pentru a plăti acele certificate de CO2, cum spuneam, să cum știe toată lumea, au fost făcute după ce Marea Britanie, din ce știu eu, a ieșit din Uniunea Europeană și atunci costul pentru aceste certificate a crescut enorm. Asta a fost diferența. În schimb, și până atunci, complexul energetic Oltenia a mers din pierdere în pierdere. Apoi când tu în bugetul unei familii, nu știu, mergi tot pe minus, tot pe minus, tot pe minus, la ce te aștepți? Că într-un moment vei da faliment și banca îți va lua casa sau ce ai pus tu ipotecă. Asta se întâmplă și complexul energetic Oltenia și uite că în ziua de astăzi am ajuns la mâna Comisiei Europene. Practic, noi, gojenii, am ajuns să ne decidă europenii soarta. Pentru că am pus mâna pe acei bani, odată ce ți-au dat banii, practic te-ai îndatorat și așa am ajuns în situația asta, unde trebuie să suportăm, practic, rigoarea deciziilor luate de Comisia Europeană. Cred că își va prelungi totuși viața complexului energetic Oltenia, vor rămâne cu un număr destul de mic de angajați, iar varianta asta care spuneți dumneavoastră că e optimistă, poate să fie optimistă pentru politicienii trecuți de 50-60 de ani, care se uită doar pe, au în perspectivă doar timpul ăsta scurt, de 10-12 ani de zile, până când ei vor fi ieșiți la pensie și toate lucrurile vor fi bune pentru ei, copiii sunt plecați fie din țară, fie în București, în Timișoara. În schimb, pentru cei din generația mea, cred că nici măcar varianta asta ce nu ne poate bucura absolut deloc, pentru că eu și alți tineri ca și mine s-au întors sau au rămas aici acasă gândindu-se că își pot întemeia o familie și pot avea un trai cel puțin decent în județul Gorj. Iar în acest moment, dacă complexul energetic Oltenia rămâne cu un număr de angajați de 3-4-5 mii, soarta județului nostru peste 20-30 de ani este zero, nimic. De ce spun asta? Pentru că în acești ani de zile vor fi acei pensionari din complexul energetic Oltenia care vor întreține oarecum economia județului, dar viitorul nu va suna deloc bine. Și vedem exemplu în Valea Jiului, ne uităm la Petroșani, la Vulcani, acolo unde încă există consum, dar bazat doar pe pensiile celor
trecuți de 60 de ani, foștilor mineri. În schimb, sunt orașe triste, orașe fără viitor, orașe fără perspectivă, fără tineri, fără familii, fără copii. Probabil în situația asta va ajunge și Gojul, dacă noi, tinerii implicați în politică, politicienii mai vei care au experiență, nu vor găsi și o alternativă pentru complexul energetic Oltenia, pentru că chiar varianta asta C, care este cea mai optimistă, nu ne dă speranțe pentru următorii 20, 30 sau 40 de ani de zile în județul Gorj. Și nu cred că trebuie să ne gândim doar ce se întâmplă după 10 ani, pentru că majoritatea angajaților din complex vor ieși la pensie, cred, 1000 și ceva la anul, 2000 în anul următor, în 2021, 2022, 2023. Deci pentru ei și familiile lor lucrurile nu arată chiar atât de grav. În schimb, pentru copiii acestor mineri și pentru generația mea, lucrurile nu sunt deloc roz și trebuie să găsim neapărat alternative pe lângă minerit în județul Gorj. Nu ne mai putem baza doar pe vaca asta de mult, care a fost complexul energetic Oltenia. Da, asta e punctul meu de dar autoritățile locale și județene n-au făcut nimic timp de 30 de ani. Știau că va veni momentul ăsta zero, adică o știam eu, un puș de 18, 19, 20 de ani. Am prevăzut că asta se va întâmpla în județul nostru și sunt sigur că și ei, vechi politicieni, au știut ce se întâmplă și ce se va întâmpla la un moment dat. Dar măsurile luate de ei au fost zero. Suntem la pauza de publicitate. Aflăm punctul de vedere și al domnului profesor Ștefan Ghimiș. După pauză, cu privire la cele trei scenarii, vedem ce soluții au invitații mei și ce ne propun dacă vor ajunge în Parlamentul European. Vedem cine salvează CEO în această campanie electorală, pentru că s-au străduit să salveze acest complex energetic toți cei care s-au perindat la putere în ultimii 8 ani de când a fost înființată această companie, dar mineritul și energia l-au salvat toți pe rând cu ardoare, ca să nu zic altceva. Da, câteva momente de publicitate, revenim imediat la dezbaterea electorală. Poate până la final ajung și reprezentanții per Partidul Ecologist Român, care trebuiau să ajungă în această seară la emisiune. Mai au timp, vreme de 30 de minute, îi așteptăm aici. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor din cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de pleci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. 65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego S.A. partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A., strada Ciocârlău, numărul 38, telefon 0253-226-329 sau 0253-226-444. Artego. Prețuri minime, calitate maximă. Laboratoarele Aparege pentru tratarea apei efectuează zilnic analize fizico-chimice și microbiologice pentru apa potabilă, a apei subterane și a apei de suprafață. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente, instalații și aparatură de specialitate care asigură calitatea analizelor efectuate. Prelevarea probelor de apă și determinările de laborator respectă prevederile standardelor naționale și internaționale. Prelevarea apei de analiză pentru municipiul Târgu Jiu se face de la două surse, Șușița Verde și Rungu. Aici, operatorul are amplasat strategic câte un robinet de unde se efectuează recoltarea apei pentru analize. Recoltarea se realizează de personal calificat și se face în flacoane de sticlă sterilizate, după ce apa a fost lăsată să curgă cel puțin 3 minute la debit maxim. Flacoanele cu probe sunt transportate în laborator pentru a se efectua seturi de analize. Dintre cele mai importante fac parte determinarea turbidității, determinarea concentrației de amoniu și titrarea apei. În cadrul laboratoarelor se efectuează și analize bacteriologice care stabilesc nivelul și tipul de bacterii din sursele de apă. Consumația apei de la robinet este monitorizată zilnic, alege să fii sănătos! Impre
Forest Serve S.A. Rovinari, unitate autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Mimpre Serve S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730 088 189 sau la sediul Mimpreserv SA din localitatea Vârst, numărul 263, oraș Rovinari. Mimpreserv SA, partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida, toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Am revenit la patra putere, ultima parte, invitații mei din această seară, domnul Ștefan Ghimiș, candidat la Senat din partea Partidului Verde și domnul Andrei Udriștoiu, candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Mișcarea Populară. Îi așteptăm până la final și pe reprezentanții Partidului Ecologist Român. Am încheiat înainte de pauză și chiar vreau să știu și punctul de vedere al domnului profesor Ghimiș cu privire la cele trei scenarii pentru complexul energetic Oltenia. Care dintre aceste scenarii pare mai credibil, domnule profesor? Dacă doriți, le reiau. Nu le știu. Și nu știu de acum, chiar le știu de astă vară, chiar discutam în pauza publicitară. Oricum aș putea saluta prezența. Discursul unui tânăr în politică, nu contează partidul până la urmă al cărui reprezentant este, dar e prima dată când aud
un politician sau un tânăr politician că vorbește deschis despre o problemă a Gorjului, care este clar reală, pe care cu toții o știm, dar politicienii cu state mai vechi o ascund cumva de teama alegerilor foste locale sau parlamentare acum și nu o discută, o ascund sub preș. Și cred că politica asta de ascundere a gunoiului sub preș sau a problemelor pe care Gorjul le are, cu siguranță nu este benefică pentru noi, pentru că viitorul totuși al județului stă și în această companie. Stă și în CEO sau mai ales în CEO, pentru că cel mai mare angajator, cel puțin în momentul ăsta, din Gorj. Și cred că viitorul lui ne privește. Și spuneam că de astă vară, în momentul când am făcut patul ăsta pe politică, m-am interesat care ar fi, să zicem, poziția CEO sau care ar fi problemele pe care le are CEO de perspectivă actuală și de perspectivă. Pentru că, evident, este cel mai mare agent economic din Gorj și este cel mai important și ca atare mă interesa care sunt perspectivele lui. Iar cele trei scenarii pe care le-a spus acum le știam de astă vară. Prin urmare, lucrurile se știu. Se știu de către conducerea CEO, se știu de către politicieni, dar efectiv nu se vorbește despre ele. Primul scenariu, cel legat de aprobarea Uniunii Europene pentru un împrumut de 250 de milioane de euro, e scenariu corect pesimist. Atunci, astăvară, se punea scrisoarea, trebuia depusă raportul până în sfârșitul septembrie. S-a depus, acum asta așteaptă răspunsul. Eu sper și cred că se va primi un răspuns pozitiv, pentru că și Uniunea Europeană va considera că încă nu este momentul să spunem stop energiei pe bază de cărbune, să închidă direct în momentul ăsta o companie. Și cred că se va trece sau va primi aprobare pentru raportul depus. Sper să fie și în regulă, pentru că nimeni nu l-a văzut în afară de reprezentanții CEO. Al doilea scenariu era referitor pentru la anul viitor, în care an CEO trebuie să facă investiții pentru a obține anumiți indicatori de mediu. Iar investițiile respective sunt foarte mari, de ordinul miliardelor de euro. Am văzut știrea și astăzi că partea CEO la contribuția respectivă, că pentru că poți obține bani europeni, se ridică la peste un miliard de euro. Și întrebările ar fi: de unde are CEO banii ăștia anul viitor? Așa că scenariul al doilea, cel mediu, ar părea că este unul din scenariile, cel puțin în momentul ăsta, destul de apropiate de viitor. Scenariul optimist, cel cu 4.400 sau 4.500 de salariați în 2030, e un scenariu, să zicem, optimist, dar asta înseamnă că dispar 8.000 de locuri de muncă în Gorj. Iar 8.000 de locuri de muncă în Gorj înseamnă foarte mult. Ce facem noi? Și de asta spuneam și în campania trecută că avem nevoie, Gorjul are nevoie de o strategie de dezvoltare pe care acum o face o firmă de apartament pentru perioada 2021-2030, dar acea strategie de dezvoltare trebuie să ne asigure un viitor pentru Gorj. Trebuie să știm care sunt direcțiile dezvoltare a Gorjului, să știm în ce investim și să nu ne trezim în 2028-2030 că nu mai avem locuri de muncă, că în CEO mai lucrează 4.000 de oameni și că toate orașele noastre sunt și comunele noastre sunt pustiite, pentru că și așa nu mai sunt departe de lucrul ăsta. Lumea pleacă din Gorj, tinerii pleacă din Gorj, iar într-un interval de timp foarte scurt am fost adevărat exod din Gorj. Motul este pe locul 3 dintre localitățile depopulate din țară. Și noi nu ne punem întrebarea care e viitorul nostru. Pentru că până la urmă, dacă în Gorj vor rămâne numai pensionari și cine va mai plăti pensiile respective? Totuși avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de un viitor pentru tinerii noștri. Iar lucrul ăsta trebuie să-l facă atât oficialitățile locale, conducătorii noștri pe care i-am ales pe 27, dar și parlamentarii, pentru că acum suntem în prag de campanie sau suntem în campanie electorală, și parlamentarii de Gorj trebuie să reprezinte Gorjul și să facă tot ce ține de ei, indiferent de forța politică de care aparțin, să facă ceva pentru județul lor, nu numai pentru interesele lor proprii, pentru că sunt foarte mulți care au interese minerit și se interesează de CEO prin perspectiva, nu din perspectiva dezvoltării județului și a continuității locurilor de muncă din județ, ci din perspectiva afacerilor personale
pe care le au cu această unitate. Și sper eu să, ca pe 6 decembrie totuși, să gorjenii să aleagă reprezentanții care pot să ne asigure un viitor pentru județul nostru. Și acest lucru este cel mai important lucru dacă vrem să avem un viitor. Da, vom vedea cine salvează CEO și în campania asta electorală, că mai avem o lună la dispoziție de dezbatere pe această temă. Bineînțeles, cele trei scenarii vor fi intens dezbătute. Problema este alta. La ora la care discutăm și la care noi suntem în transmisiune directă, complexul energetic Olteniu, sau greșesc, scuzați-mă, în sistemul energetic național, cărbunele ocupă abia locul 4 la această oră, cu 18% din energia care se consumă în România acum este produsă pe bază de cărbune, 1344 de megawatts. După cărbune mai sunt doar eolian 3%, biomasă 0,94% și cam atât. Pe primul loc este energia hidro, urmată de hidrocarburi și energia nucleară pe 3. Vă spuneam, abia pe 4 se află energia produsă pe bază de cărbune, ceea ce nu știu dacă mai putem discuta la această oră despre ceva. Doar să vedem ce o să ne propună politicienii în această campanie. Domnilor, aș vrea să vorbim ultimele 15 minute din emisiune despre soluții concrete pentru viitorul acestui județ. Știu că la Partidul Mișcarea Populară a lansat câteva chestiuni așa despre perspectiva din punct de vedere economic a județului Gorj și aș vrea de la ambele partide, ambii reprezentanței partidelor, să aflu care sunt soluțiile, soluții concrete pentru județul Gorj. Vă ascult, domnilor. Hai să încep tot eu. Cu siguranță Gorjul are soluții, sau cu siguranță putem găsi împreună soluții pentru a dezvolta Gorjul. Partidul Verde, printre soluțiile pe care le oferă și le-a scos în dezbatere publică în această campanie, au fost: prima direcție e cea legată de dezvoltarea fermelor agricole din județ. Suntem un județ care are potențial în zona de submunte, în care putem dezvolta ferme ecologice și putem să aducem valoare, mai ales pentru faptul că agricultura poate fi o soluție și este o soluție pentru viitorul și al Gorjului și al României. Iar ne dorim să investim în agricultură, în agricultură ecologică, în ferme, să aducem bani europeni pentru lucrurile astea. Avem oamenii care pot să asigure lucrurile respective și cred că este una din soluțiile de a asigura forță de muncă pentru oamenii din Gorj. Turismul este o altă direcție în care putem acționa. Avem un județ foarte frumos, avem un județ care poate fi dezvoltat, pot fi locurile de cazare, pot fi dezvoltate și susținute prin investiții și printr-o politică corespunzătoare, politică fiscală corespunzătoare, pe care o putem face în Parlament, pentru că trebuie și putem să dezvoltăm turismul în Gorj. Putem dezvolta și am venit cu soluții pentru energia verde. Avem râuri în Gorj, avem Jiul, pe care avem cel puțin un complex, cel din Defileu, care poate produce suficient curent pentru energie pentru Gorj și numai pentru Gorj, pentru țară. Sunt peste 65 de megawatts instalați pe centrala de la Bumbești.
Sunt cele două centrale abandonate sau lacuri de acumulare de la Curtișoara și de la Vădeni, care sunt realizate în proporție de 80%, cel de sus în proporție de 90%, sunt celelalte microhidrocentrale care se pot realiza pe râurile din județ, Gilot, Galbenu, Blagnița și celelalte râuri care curg relativ repede pentru că suntem într-o zonă de subcarpați. Putem investi și CEO trebuie să investească și înțeleg că au pus în nou plan în parcuri fotovoltaice, parcuri fotovoltaice care să fie construite pe haldele de steril. Este, mi se pare așa, un pic ciudat, să nu zic altfel, să construiască, există spații cu panouri de celule fotovoltaice pe terenuri arabile și la Cojen și la Bustuchin, cred, în care se poate face agricultură. Dar haldele de steril stau și nu se întâmplă nimic pe ele. De ce n-am putea să încercăm să obținem energie într-o zonă în care cu siguranță se va reda foarte greu sau aproape nu se va reda agriculturii terenul respectiv? Pentru că este degradat și iar nu numai haldele de steril, ci cât și terenurile rămase în urma exploatării mineritului din zona respectivă. Și nu numai asta, putem să aducem investitori pentru că parlamentarii de Gorj trebuie să facă lobby pentru a aduce investitori în Gorj. Gorjul nu trebuie să mai fie ocolit de către investitori. Nu este normal să fim pe ultimul loc în țară din punct de vedere al investițiilor străine directe în Gorj. Suntem pe ultimul loc și asta este și datorită celor care ne-au condus până acum. Și cred că putem să facem tot ce stă în, eu știu, în puterea noastră, în cunoștințele noastre, pentru a asigura investitorii să vină în Gorj. Ne-au ocolit până la urmă și avem o mare problemă. Suntem ocoliți și nu au reușit politicienii de până acum, de 30 de ani, să facă legătura Gorjului cu restul țării. Suntem blocați de fileul Jiului, este blocat de un pod care a fost reparat sau în sfârșit făcut o chestie provizorie și a rămas provizorie de ani de zile. De fileu a fost făcut în vreo 12-13 ani, a fost blocat, dar nu a fost lărgit pe o bandă jumate, ci a fost făcut tot la fel cu o singură bandă și prin urmare tirurile nu pot să treacă pe defileu și din cauza podului și din cauza defileului îngust. Drumul spre Craiova se promite, dar nu se face, nu se începe și toată lumea vine în campanie și promite că va începe drumul expres. Ar fi și asta o legătură cu Craiova, cu aeroportul din Craiova și până la urmă de la Craiova te-ai putea duce pe una din autostrăzile, drumul expres spre Pitești și de acolo spre București sau spre Timișoara. Avem foarte multe lucruri de făcut. Important este să încercăm să facem ceva pentru județul ăsta. Da, vă rog, domnul Ristoiu. Așa cum a spus-o și domnul profesor, avem foarte multe lucruri de făcut pentru că în 30 de ani politicienii n-au reușit să facă mai nimic, din păcate, pentru județul nostru și de asta am ajuns în situația în care suntem un județ depopulat, un județ îmbătrânit, așa cum a spus-o, un oraș, municipiu, ca și Motru, cu un număr impresionant de oameni care pleacă, care migrează din acest oraș spre marile centre universitare și rămân acolo sau chiar în afara țării. Și dacă vom continua în acest gen, probabil chiar și municipiul Târgu Jiu la un moment dat va ajunge exact în același punct ca și Motru. Noi trebuie să facem tot ceea ce putem ca faptic să nu ajungem la acel moment zero. Parlamentarii ar fi putut să facă ceva pentru acest județ și știm chiar un partid care a avut majoritate în Parlament și a avut 4 deputați de Gorj, un senator de Gorj, adică dacă doar acești parlamentari a unui singur partid și-ar fi unit forțele și ar fi fost o voce în Parlamentul României, sunt convins că banii ar fi ajuns și în județul nostru și investițiile în infrastructură, în primul rând, n-ar fi trebuit să întârzie pentru Gorj. Neavând această infrastructură, trebuie să înțelegem cu toții și noi și cetățenii că acești investitori vor întârzia să apară, își fac și ei calcule, practic fiecare își calculează în business-ul lui orice cost, costul de transport, costul pentru fiecare mașină, cât ce presupune acest transport către județul Gorj și cu siguranță se vor opri acolo undeva la intrarea în țară, în județele Arad, în Bihor, în Timiș, chiar și în Caraș mai nou, dar din păcate nu vor ajunge în Gorj. Și în Hunedoara s-au dus destul de mulți investitori, pe noi ne-au ocolit cu toții din cauza lipsei de infrastructură. Până când nu avem aceste drumuri, nu avem nici măcar un drum expres, nu cred că putem vorbi despre aducerea
investitorilor, și când mă refer la aducerea investitorilor, nu înseamnă un singur investitor sau doi, ce s-a întâmplat în județul Gorj în ultimii 5 ani de zile, și înseamnă venirea acestora cu mici fabricuțe de 20, 30, 50, 60, 70 de locuri, pentru că eu personal nu mai cred în acest sistem de a aduce 2-3 investitori mari. La un moment dat te riști ca aceștia, nefiind mulțumiți sau oferindu-se o altă oportunitate mai bună în alt județ, să-ți plece și să rămâi din nou descoperit fără aceste locuri de muncă. Cred că ar trebui să ne gândim cumva cum îi putem convinge pe atât pe investitorii români, cei plecați de zeci de ani în afară și care vor să se întoarcă să investească în țara lor sau în județul lor, cât și acești străini care se gândesc să investească în business-ul în România, pentru că știm cu toții că nivelul de salarizare din România este destul de scăzut pentru Uniunea Europeană. Acești investitori vor să vină, dar n-au vrut să vină până în momentul ăsta în județul Gorj din cauza lipsei de infrastructură. Ne putem gândi foarte mult la agricultură, acolo unde până când nu o să avem centre de colectare pentru țăranii noștri din județ, acolo unde aceștia să-și ducă acele 2, 3, 5 găleți ce au fiecare de fructe sau legume și să primească un bănuț, nu putem face mare lucru, pentru că le este destul de dificil să vină de la 60 de kilometri în Târgu Jiu să-și vândă în piață aceste produse. Știm cu toții că asta presupune transport, presupune costuri și nu e rentabil. Știu comune în județul Gorj unde animalele servesc lapte la prânz și la cină, din păcate, pentru că atât de ieftin a ajuns un litru de lapte în comunele astea îndepărtate, încât cei bătrâni îmi spun n-am ce să fac cu el, rănesc alte animale. S-au stricat merele, s-au stricat gutuile, s-au stricat prunele anul ăsta, s-au stricat chiar și din struguri, pentru că acești bătrâni nu mai pot să culeagă și să ducă către un oraș sau către Târgu Jiu, către reședința de județ în piață, aceste produse pe piață. Nimeni nu se duce să le colecteze practic de la poarta țăranului și așa ajungem la un nivel de producție foarte scăzut pe produse românești. Deci cred că ar trebui cumva să facem centrele astea de colectare și în același timp să ajutăm tinerii investitori să-și construiască business-uri chiar și în mediul rural pe producție din aceste produse românești. Putem face și noi zacuscă, putem face și noi dulceață, putem face și noi un gem care să le vindem după aia și mult mai sănătoase pe piața din Gorj și din țară, bineînțeles. Eu cred că aici putem lucra. Chiar dacă mulți îmi spun sunt locuri de muncă prea puține, 7 cu 7 cu 10 cu 10, eu cred că se adună și acestea sunt business-uri de viitor, adică asta îți dă garanția că vei putea să produci acel gem și peste 25 de ani și business-ul tău să fie înfloritor. Bineînțeles, trebuie și aduși acești investitori, creată infrastructură necesară și aduse câteva fabricuțe, iar punctul cel mai sensibil pentru Gorj, pe lângă cel al complexului energetic Oltenia, despre care toți politicienii ne-au tot povestit, dar n-au reușit să facă mare lucru pentru el, e turismul. Aici unde noi, în orașul lui Brâncuș, cred că nu profităm deloc de acest ansamblu rămas în urma lui Constantin Brâncuș în orașul nostru. Suntem un oraș de tranzit în momentul ăsta. Îmi vin prieteni din Timișoara, din Cluj, din Oradea, opresc la Târgu Jiu, fac două fotografii, m-am întâlnit cu ei, am băut un suc și așa au văzut de drum mai departe pe clisura Dunării sau unde a vrut fiecare să meargă în weekend. Aici e problema noastră. Ce putem face? Să ținem acești turiști în județul Gorj. Problema județului este chiar și tinerii din municipiul Târgu Jiu pleacă în alte județe neavând investițiile necesare în turism. Pentru că nu o să-ți vină nimeni niciodată în Târgu Jiu să stea 3 zile, ce să facă? Operele lui Brâncuș le poate vizita în 2 ore. Domnule Udriștu, mai avem 3 minute din această emisiune și aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră și a domnului profesor Ghimiș, că am înțeles punctul amândurora de vedere este să îi convingem pe investitori să investească în Gorj și chiar și noi să investim în Gorj. Și chestiunea asta cu turismul, ce putem face? Asta s-a desprins păi putem din face că n-am făcut nimic. Voastră. Ce pot face politicienii? Vă întreb direct pe amândoi să-mi expuneți în 2 minute fiecare. Păi în primul rând, dacă vorbim acum de alegerile parlamentare, putem politicienii din Gorj pot să susțină de la legislația adecvată, pentru că ca să faci niște investiții și să-i convină cuiva să vină în Gorj să facă o investiție, îi trebuie facilități. Facilități pe care le poți da inclusiv prin legislație adecvată pentru fiecare domeniu în parte. Și pentru turism, și pentru agricultură, și pentru hidro, și pentru CEO. Pentru toate domeniile putem, ca parlamentari, putem să facem suficiente lucruri astfel încât să îi dăm o legislație suficient de largă sau suficient de atractivă pentru investitorii care vreau să vină în zonă.
De asemenea, evident că există grupurile de prietenie în Parlamentul României, în care parlamentarii se plimbă, că n-am văzut niciun efect, în țări și pot să aducă, dacă n-ar fi numai plimbare, ar putea aduce investitori inclusiv din deplațările respective și din relațiile pe care parlamentarii români și parlamentarii de Gorj le au în străinătate și în România. Da, domnule Udrișteu, vă rog. Parlamentarii ar trebui să facă exact ce n-au făcut până acum, adică prin legislație, prin legislativ, să susțină în primul și în primul rând energia pe cărbune a județului Gorj. Poate să facă asta, cred eu, până undeva în anul 2024, un termen destul de îndelungat. Asta poate fi făcută doar prin Parlamentul României și pot aduce investiții către complexul energetic Oltenia, pentru că și Uniunea Europeană și Comisia Europeană îți va da bani atâta timp cât tu, complexul energetic Oltenia, vei avea o sumă pentru aceste investiții. Asta complexul nu poate face decât cu sprijin din partea Parlamentului și al Guvernului României. Trebuie să construim în infrastructură, bineînțeles. Trebuie să umblăm acolo un puțin pe amendamente la acel buget al statului, se fac niște amendamente speciale acolo unde se depun proiectele foarte importante pentru fiecare județ. Din ce am văzut eu în ultimii 7-8 ani de zile, Gorjul cred că de două ori s-a depus aceste proiecte și acolo ar trebui să, ca în fiecare an, să nu lipsească județul Gorj cu acele proiecte majore, se numesc ele, și poate din cei 4 ani de zile în care te afli în Parlament, 1 sau 2 ani de zile, dacă tu prinzi o investiție masivă în județul Gorj, asta ne poate salva. Mai mult de atât, e importantă relația, bineînțeles, a următorului guvern și a președintelui României, cu tot ce înseamnă Uniunea Europeană, cu tot ce înseamnă nou președinte al Statelor Unite, acolo unde, chiar vreau să spun asta, a fost un ambasador din anii 2009-2012 din România, va fi numit consilierul personal al noului președinte al Statelor Unite și de aici eu cred că și Traian Băsescu va putea juca un rol foarte important în această relație România-SUA. Și asta ar fi extrem de important pentru țara noastră. Trebuie să ne alegem cu grijă reprezentanții, cu grijă politicienii și trebuie să ne gândim puțin și la relațiile externe, pentru că astea sunt foarte importante și noi, România, nu suntem un stat izolat, suntem stat în NATO, suntem stat în Uniunea Europeană și avem nevoie și de suport de la Bruxelles și din Statele Unite pentru o dezvoltare continuă. Problema e patriotismul, iar asta le-a lipsit politicienilor români. Și de aici Partidul Mișcarea Populară, se știe că e un partid patriot, un partid unionist care își dorește unirea și cu Republica Moldova și și-a asumat-o asta, și-a asumat acest fapt. Parlamentarii de Gorj trebuie să fie aleși cu mare grijă de cetățenii județului. Eu personal n-aș opta pentru cei care ne-au reprezentat și n-au făcut-o cu brio și aș vrea să ducem acolo oameni noi, unii care au făcut politică și au experiența necesară acumulată prin consilii locale județene, alții oameni chiar veniți din mediul privat, manager al unor companii mari, care ne pot reprezenta acolo și știu ce înseamnă piața și economia reală din zilele noastre. Da, mulțumesc domnilor pentru participarea la emisiunea din această seară. Suntem la final. Avem și 2-3 mesaje de la telespectatori în legătură cu ultimele discuții de aici, din studio. Doar pe acestea o să le citesc. Corect. S-au vândut fabricile, s-au închis fabrici, dar s-a mărit numărul de parlamentari, secretare, fiind nașe și așa mai departe. Credeți că viitorul României sună bine? Problemele României normale, ciudat, sunt identice și se desfășoară după același scenariu în toate instituțiile statului. Exces de incompetență și multă politică. Bineînțeles, telespectatorii noștri sunt mult mai inteligenți decât mine și mai citesc 2 mesaje. Pentru a investi în agricultură ar trebui ca oamenii să-și primească pământul, dar oamenii sunt trimiși la tribunal. Din nou, o remarcă extrem de corectă. Iată, sunt trimiși la tribunal pentru o bucată de pământ. Dacă primăriile s-ar îngriji ca oamenii să fie puși în posesie, ei s-ar putea asocia și ar putea crea mici ferme agricole. Prietenul meu, Rovența, zice, nu au fost lăsați de oculta care îl împiedică pe Filip la Rovinar să se dezvolte. Asta este asta e gluma serii. Și prin negocieri politice, politicienii din Gorj pot direcționa mai multe fonduri către Consiliul Județean și către proiecte de infrastructură prin PNDL. Da, vom vedea ce ne propun în următoarele câte zile mai sunt. 2, aproape 30 de zile.
politicienii aici în fiecare seară la Tele 3 dezbateri de la ora 18 și 30 de minute la a patra putere și de la 20:30 la dilemele zilei. Urmează știrile Tele 3 acum și, așa cum vă spuneam, la 20:30 Eugen Măruță la dilemele zilei vă așteaptă. Ne revedem mâine seară de la 18 și 30 de minute. O nouă dezbatere electorală, noi candidați aici la Tele 3. Aflăm ce soluții au pentru Gorj, cum va arăta județul Gorj peste 4 ani. Să ne revedem sănătoși!